fapt în favoarea faimoșilor, din nou un meci entuziasmant, jocul pentru Vila. Fetele se află la start, Andrei Arsine și Nicoleta Luncă. Succes fetelor! 3, 2, 1! Vom avea ștafetă mixtă sau va duce Andrei Arsine echipa la Vila? 4 victorii din 4 are astăzi Nicoleta Luncă. Andrei Arsine este în acest moment pentru a treia oară pe traseu. Să vedem săritura în... Vasil Costin este lângă Andrei Arsine. De cealaltă parte, Mihai, care chiar nu vrea să dea mustața jos. Să vedem dacă Nicola ajută sau nu. 2 victorii astăzi are Nicoleta chiar în fața Andrei Arsine. Avans important luat de Andrei Arsine, care termină prima traseul. Și, prieteni, întrebarea e, câștigă faimoșii sau mergem la ștafeta mixtă? Începe să arunce Andrei Arsine. O eroare, Andrei, a doua, începe Nicoleta. Punctează Nicoleta odată, punctează și Andreea. Este 1-1, Costin lângă Andrei Arsine. Mai punctează Nicoleta odată, conduce cu 2-1. Cât calm are Nico, incredibil, incredibil. Andrei Arsine încearcă să reducă din diferență și o face. Nicoleta, Nicoleta se termină, avem ștafetă mixtă. Uluitoare zi, uluitoare zi. A cincea victorie consecutivă pentru Nicoleta Luncă. La războinici, punctele aduse doar de Nico și doar de Gabi. Am văzut că toate ați ieșit noi în fața lui. Traseu nu mai e problema. Bravo, Nico, bravo, mă, bravo. Uite, de asta nu e ciudat acum, că dacă vătim și pe Iona acum... Păi, dacă le aduceam noi un punct, în pui mei, ne-am adus un punct, ești nebun? Vezi? Un punct dacă aducea. Un. Ce meci din nou, ce poveste din nou, prieteni, aici în jocul pentru Vila. Am ajuns din nou la ștafeta mixtă. Extraordinară luptă, extraordinară dispută. Imediat vom afla componența celor două echipe, dar și micile modificări care există legate finalul acestui joc. Aveți un minut pentru strategii. Mă duc eu, mă? Vreți să mă duc eu? Dăm cu băbătul? Tu rezoi. Mie mi-e indiferent. Vă trebuie. Hai să trebuie. Vreți cu asta? Nu mă trebuie. Cine trage mai mic, pleacă. Se duce pe traseu. Cel mai mic. Primul e cel mai mic. Bine, și am făcut și la... Merge Andreea că intră cel mai mult ori. Și gata? Merge Andreea că intră cel mai mult ori. Bă, Andrei și bine aici, nu? Bine, mergi tu și gata. Cine? Gata. Haide. Haide! Măi! Bravo, bravo. Băi, un om stai aici și le numără. Deci, stau eu, stau acolo. Vii tu cu noi pe traseu, tu stai aici să număr. Haide. Păi și unde dăm? Acolo, acolo ai ales? Da, 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 acolo. Acolo, păi e mai bine. E, nu contează, tot masă e. Trebuie să tragi un pic mai mult la plasa aia. Acolo te prinde și aici la fel te prinde la plasă. Trebuie să tragi mai mult în plasa aia. Ai avantaj foarte mare până acolo și acolo te ajunge. Nu asta știu cum te ajunge. Stai să alegem acum. Alege. Nu, nu cu joacă. Ha. E cu joacă? Dă-i. Du-te. Eu joc. Hai. Ei, și vrem. Hai, tata, hai. Hai. Nico, îți iei revanșa cu Ion? Nu, îl lăsăm pe Gabi. Auzi? Îți așa cu el? O iau eu pentru Ion. Pentru Nico, pardon. Lasă-l pe Gabi. Bă, mă duc eu sau ea? Ia. Lasă-mă. Hai, mă, ia-ți revanșa. Merge ea, mă. Ia-ți revanșa. Merg eu? Merge Nico. Bine.
Ne-am întors, e momentul în care vom afla componența celor două echipe, dar evident și cine va arunca din cele două ștafete. Un pas în față, vă rog. Andreea, Arsine și Costin Gheorghe la faimoși, de cealaltă parte Nicoleta Luncă și Gabriel Nedelcu. Întrebarea mea este cine aruncă mâna sus. Costin și Gabriel vor arunca băieții. Iată cum se va desfășura această ștafetă mixtă. Are ceva, un plus, spun eu, extrem de interesant. Încep fetele, pleacă, deschid traseul, sunt primele trei elemente care trebuie împinse, e vorba de cele două stele și de sferă, apoi balansoarul care ridică poarta, ajung aici, ridică stegulețele, moment în care pleacă băieții. În final, atenție, sunt 10 mingi care trebuie introduse în coș. Fata va sta foarte aproape de locul în care mingea trebuie să intre în coș, în cazul în care, normal, vor exista ratări la 10 mingi, are posibilitatea să care mingile înapoi și să-l ajute pe băiat. Există două variante, îi spunem noi freestyle, ori aruncă, prinde băiatul și continuă să arunce, ori le cară și le duce în lădiță. Acestea sunt regulile ștafetei mixte, care începe acum. Miza este Vila, baftă! Un meci cu o poveste fantastică, prieteni, aici la Exarcon România. Meciul ce are ca miză Vila. 9-9, ștafeta mixtă, repede componența celor două. Andreea Arsine, Costin Gheorghe de cealaltă parte, intră din nou Nicoleta Luncă și Gabriel Nedelcu. Primele care pleacă sunt fetele. Vă doresc multă baftă, mult succes! Atenție! 3, 2, 1... Toate punctele războinicilor au fost aduse de Nicoleta Luncă și de Gabriel Nedelcu, cei care fac parte din această ștafetă. Decizia echipei roșii vine pentru că Andreea Arsine poate ieși în fața Nicoletei Luncă. Războinicii n-au avut în control pentru că este singura fată. Lucrurile erau foarte simple. Să vedem, iese Nico un pic în fața Andreea Arsine, să vedem. Dă Nico tot ce are mai bun, la fel și Andreea Arsine. Să vedem momentul în care intră sub plasă, se târăsc extraordinar și să vedem cine ajunge prima la steguleț. Pleacă primul Gabriel Nedelcu, pleacă și Costin Gheorghe. Să vedem, fetele vor trebui să se ducă și să îi ajute pe băieți să le dea înapoi cât mai multe mingi. Încearcă să recupereze Costin, se prinde în plasă acolo Costin. Iese primul Gabriel Nedelcu, strigă Nico foarte tare la Gabi, iese Gabi. Vă reamintesc, 10 mingi trebuie să intre. Începe Gabriel Nedelcu, punctează odată Gabriel, începe și Costin. Avem 3 mingi în acest moment. 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, incredibil, dă în acest moment 6-2, continuă Gabriel, să vedem, ratează, se duce Nico și începe să recupereze. Fantastic a revenit și Costin, uluitor, îi cară mingile în acest moment Nicoleta, continuă, extraordinar, egalitate, 6-6, ratează, se târăște, Andreea îi aruncă mingile, fantastic Costin, 7-7, uluitor, nu, mai sunt, 9-7, îi trebuie minge, a uitat Andreea, continuă, ratează într-una Gabriel, aruncă și este victorie pentru faimoși, extraordinar final, ce avans a avut Gabriel Nedelcu, dar a revenit uluitor Costin Gheorghe. 10-9 pentru faimoși.
Ți-am zis, calmează-te că dai prea tare, calmează-te că dai prea tare. Nu mai auzi. Hai, nu! Dă-mi și mie să-mi spun. În 15-20 i-am zis lui Mihai acolo. Și cred că o să-ți rog așa în spate. Crezi că-l fac așa ca Lorenzo Lamas. Hai că nu voi sunteți de vină, mă. Noi suntem de vină că n-am adus un punct în puiul meu. Nu voi sunteți de vină. Nu voi sunteți de vină. Ia, spate pe față. Nu vreau. Liniștește. Hai că avem treabă, băi. Bine, bă! Mă bucur că-mi păstrez barba. Mă, frate, asta nu-mi face nimic ala ce-au. Au de toate. Au de toate și eu mor pe traseu acolo și... Ai era acolo, fii mai tu te uitai la ele, tu le numărai. Uite, uite, tu le numărai, tu nu știi. Era pe mijloc, nu mai aveam bun să arunc. Dar asta ultima a fost criminal. Era mingea acolo și te uitai la mine. Ce facem acum? Bravo, hai că.